Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noul șef al statului major, practic, ca să înțelegem mai ușor, e șeful armatei. Generalul Valeriu Gheorghiță a dat un amplu interviu publicației Europa Liberă. În acest interviu, domnul general lansează o serie de avertismente de o severitate cu totul neobișnuită în privința pericolului unei agresiuni rusești și face declarații sincere și îngrijorătoare despre nivelul de pregătire al forțelor armate române. De altfel, avertismentul domnului general Gheorghiță, șeful statului major al armatei, vine în contextul în care, în ultima perioadă, numeroși alți lideri politici și militari europeni au făcut declarații în aceeași direcție. Vă recomand cu tărie să citiți acest interviu, pe îndelete și cu răbdare, îl găsiți pe site-ul Europa Liberă. Iată câteva idei principale. Sunt mai mult decât convins, spune domnul general, că politica președintelui Putin va escalada în perioada imediat următoare. Populația României trebuie să se îngrijoreze și trebuie să adoptăm măsurile corespunzătoare pentru a fi pregătită. Este nevoie de o lege care să permită învățarea voluntară a bărbaților și femeilor de până în 35 de ani să tragă cu arma, să-și facă o decontaminare. O decontaminare chimică, se înțelege. Parlamentul, mai spune șeful armatei, nu a adoptat până acum legile cerute de armată pentru a putea apăra eficient și complet România. Fabricile românești de armament nu au capacitatea să fabrice muniția de tip NATO, de care are nevoie armata. Dronele militare care au căzut în Dobrogea nu au putut fi doborâte pentru că armata nu a avut capabilitățile necesare. Și în fine, în cel mult un an, mai spune domnul general, militarii vor primi bocanci noi. La telefon este acum domnul general în rezervă, Virgil Bălăceanu. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum v-aș întreba, România are o armată profesionistă de mai mulți ani. Sunt aproximativ 80.000 de militari în aceste forțe. Vi se pare suficient ca să facă față unei agresiuni majore? Să plecăm de la următorul adevăr, având la bază ceea ce a spus dumneavoastră. Când vorbim de armata României și de armata care pune în aplicare planurile de apărare în context național, sigur, la nivel aliat, vorbim de cei 80.000 în forțele active și de 55.000 de rezerviști. Este un lucru care pare nu atât de bine înțeles nici de președintele României, comandantul forțelor armate, și nici de prim-ministrul României. Noi când vorbim de armata României, trebuie în mod necesar să vorbim de forțele active și de rezerviști. Da, domnul general Gheorghiță, în acest interviu... Problema este complexă din punctul acesta. Stați o secundă, numai o secundă. Domnul general spune că rezerviștii au vârsta înaintată. Sunt peste 40, între 40-50 de ani. Perfect adevărat. Ceea ce pune o problemă. Rezerviștii care sunt în rezerva operațională, care este rezerva în caz de conflict, sunt cei care au satisfăcut stadiul militar obligatoriu până în 2007. Având această vârstă menționată și de către șeful apărării, în următorii 10 ani, dar poate chiar mai devreme, armata României nu va mai avea rezervă, pentru că acești rezerviști, îndeplinind sau împlinind vârsta de 55 de ani, sunt scoși din evidența militară și nu mai au obligații militare. Ca atare, legea, una dintre cele de care vorbea șeful apărării, legea pregătirii populației pentru apărare, vine cu o soluție de înlocuire a rezervei de care vorbeam, îmbătrânită și nepregătită pe de altă parte, cu o rezervă creată pe principii voluntare, pe opțiunea fiecărui cetățean, fie bărbat sau femeie, să participe la această activitate. Sigur că este în aplicare legea rezerviștului voluntar, dar nu acoperă toate nevoile, pentru că revenind la cifra menționată, noi trebuie să realizăm o capacitate de înlocuire pentru cei 55.000 de rezerviști acum
ei fiind în planurile de mobilizare, în planurile operaționale, domnule dacă general, vreți, în planurile de război. Acum, cu tot respectul, observ că nu mi-ați răspuns direct la întrebare. Dați-mi voie să reformulez atunci. Nu, dacă Ucraina va fi învinsă, în mod evident va urma Moldova. Iar noi ne vom trezi cu armata rusă pe Prut, o armată rusă care are deja a acumulat o experiență de luptă. De la militari, de la dumneavoastră, așteptăm adevărul. Cred că au dreptul să ne-l spună direct, fără menajamente, pentru că noi cerem militarilor să-și dea viața la nevoie, nu? Ca să ne apere. Și le datorăm acest respect, să-i ascultăm când spun adevărul. Și atunci vreau să vă întreb, spuneți-ne, domnule general, într-o confruntare cu armata rusă, în acest moment, pe un front terestru larg, ce șanse ați da armatei române? Șansele armatei române, la ora actuală, le putem califica drept medii. Nu sunt șanse înalte. Sunt problemele legate de asigurarea personalului și foarte greu sunt menținuți oamenii în armată, din două considerente, nivelul de salarizare și impredictibilitatea pensiilor militare de stat. Procesul de înzestrare este în desfășurare, având și anumite sincope. Vezi dosarul corvete multifuncționale și modernizarea fregatelor. Ca atare, capacitatea nu este ridicată. Dar Federația Rusă ajunge, ca și scenariu, pe Prut, Republica Moldova, să sperăm că nu se întâmplă, mai degrabă însă ajunge la gurile Dunării. Pentru că, dacă îmi permiteți, Occidentul, și există și un asemenea scenariu, va reduce ajutorul pentru Ucraina, în acest an Federația Rusă poate să-și realizeze scopurile teritoriale în zona Donbasului, iar în anul 2025 să aleagă alte direcții. Cred că direcția pe care o va alege este această axă operativ-strategică, Herson-Mikolaiv, înspre Odessa, Odessa-gurile Dunării. De ce? Vede efectul dezastruos asupra economiei Ucrainei în condițiile în care exportul nu este închis în totalitate la Marea Neagră și la porturile dunărene, dar este redus. În condițiile în care ieșirea Ucrainei la Marea Neagră și la porturile dunărene va fi închisă, consecințele vor fi dezastruoase asupra economiei Ucrainei. Este un scenariu pe care trebuie să-l luăm în calcul. Or, ajungerea, sigur, la gurile Dunării poate să însemne o acțiune, o direcție secundară și înspre Transnistria, eventual Prut. Ca atare, România trebuie să ia în calcul un asemenea lucru. Politicienii noștri trebuie să ia în calcul un asemenea lucru, pe cale de consecință toate măsurile, inclusiv cele legislative care contribuie la întărirea capacității de apărare, trebuie adoptate în timpul cel mai scurt. Destul de complicat că suntem în campanie electorală și cred că legile apărării, în primul rând legea pregătirii populației pentru apărare, care ducerea la refacerea rezervei pe metode, pe principii voluntare, nu o să le vedem în puțin timp sau într-un timp scurt aplicate, ceea ce înseamnă o iresponsabilitate față de nevoile de apărare și securitate ale României. Mai am o întrebare. În diverse țări europene, liderii politici și militari declară că e nevoie de mai mult decât o armată de militari de profesie, e nevoie de o armată mare, cetățenească, nu? Bazată pe un sistem de recrutare obligatorie, ca să reziste genului de război de agresiune pe care îl practică Rusia împotriva vecinilor. V-aș întreba care este opinia dumneavoastră. Credeți că ar trebui să revină România la armata obligatorie și are capacitatea logistică și financiară pentru așa ceva? Noi suntem obligați, ca să răspundem românilor, nu prin serviciu militar obligatoriu, ci prin voluntariat pe tot ceea ce înseamnă voluntariat pentru forțele active, creșterea motivației pentru a face parte din forțele active, deci a avea carieră militară, și motivație pentru rezervă sau alte forme de pregătire, vezi, pregătirea premilitară a tineretului pe baze voluntare.
în condițiile în care vom avea voință politică și în momentul în care societatea va înțelege un asemenea lucru, vom reface rezerva Armatei României pe principii voluntare și nu vom fi obligați să reintroducem serviciul militar obligatoriu. Revin la ceea ce spuneam la început. În următorii 10 ani, Armata României nu va mai avea rezervă, pentru că cei care au făcut stagiu militar până în 2007, potrivit legii, vor fi scoși din evidența militară și nu vor mai avea obligații militare. Credeți că urmează un război pentru România? Plec de la ceea ce ne spune Rob Bauer, președintele Comitetului Militar NATO. Nu este un dat faptul că trăim în pace, nu totul este planificabil și mai ales nu totul va fi perfect în următorii 20 de ani. Noi trebuie să ne gândim la o perspectivă mai îndelungată. Nu există un pericol acum de conflict între Federația Rusă și NATO. Dar există un pericol și trebuie să luăm în seamă ca Federația Rusă să ajungă la gurile Dunării și să aibă un cap de pod și în Transnistria. Asta înseamnă o apropiere, o graniță pe care România o va avea cu Federația Rusă. Ori, în aceste condiții trebuie să ne pregătim intens la pace, astfel încât postura de descurajare, inclusiv prin capabilitățile militare și prin voința societății românești, să reprezinte un element de descurajare față de o federație rusă care poate deveni în următorii 20 de ani, revin la termenul pe care îl spunea Rob Bauer, un pericol, un agresor și pentru NATO. Am înțeles. Mulțumesc foarte frumos pentru toate aceste explicații și avertismente. A fost în direct în deșteptarea domnul general în rezervă Virgil Bălăceanu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.